Bine ați venit pe canalul nostru YouTube. Așa cum voi ați cerut, astăzi vreau să joc un nou episod din Clash Royale și am mai pus și Clans of Royale, cred că am pronunțat bine și o să mai vedeți și alt joc. Hai să mergem să trecem la treabă. Ok. Da. Ia să vedem ce avem aici. Open quest. No, collect. Oh, avem de deschis o cutie în care am primit bănișori. Da, ia să vedem ce bănișori am primit. Oh, nice. Foarte frumos. Ok. Hai să mergem direct la bătălie, pentru că deja știm despre ce este vorba. O să-mi caute un coechipier. Am rămas tot la Arena 1, dar nu este nicio problemă, pentru că noi știm acum joculețul. Sperăm să... Deja am fost atacată. Nici n-a început bine jocul și am fost atacată. Hai să vedem cum o să distrugem noi acum. Aha! Am pus giganticul! Oh, a pus și el giganticul! Opa, opa! Hai, vreau apărare, apărare aici. Hai să distrugem pe omul ăsta să nu ne... No! Bravo! Cât de cât am fost apărat. Mă, de ce-l distrugi? Mă, lasă-l în pace. Ia să vedem aici. Da, a trimis pe ăsta mic. Ăștia mici ca să-mi distrugă, da, și este 1 la 1, dar nu este nicio problemă că este acest scor. Noi acum jucăm pentru amuzament. Hop, să ne apărăm! Ia să apărăm, bravo! Bravo, băieți, ați apărat foarte bine! Hai pe cel din lateral! Ho-ho! Iuhu! 2 la 1! În sfârșit! Și acum să distrugem pe acesta. Ia să vedem! Haide, haide, haide! Nu te lăsa! Hai să distrugem pe moșulică. Se simte atacat. Moșulică, haide, dragă! Așa, așa... Bum! Ha-ha! Gata! I-a luat și coroana moșului. Am vrut să spun al treilea. Și hai să vedem ce avem în cutie. Later. Lasă-ne cu nota ta. Trebuie să-i dăm notă. Da, merge foarte bine acest joc. Open! Ia să vedem ce avem open. Op! Bun. Aici este ok. Hai să mergem mai departe. Tot Arena 1. Jucăm cu nu, un jucător, mă rog. Hai să atacăm. Începem întâi așa frumos de încălzire cu ăștia mici. Ia să vedem noi ce facem aici, cum distrugem adversarul nostru. Uite ce căsuță au ăștia aici, un adevărat camping. Și tot pun... Opa, butoiu, butoiu! Oh.
Butoiul care m-a atacat și îmi distruge tancul. Ei, și dacă îmi distruge un castel, ce care nu mă supăr. Nu poate să-l distrugă, că asta este jocul. Dar să ne apărăm. Uite ce armată. Au simțit că ăsta este mai... Da, și au simțit bine, pentru că deja a fost distrus. No, 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 no. Distruge tancul cel mare. O sticlă de butoi în spatele meu, care asta mi-a pus capac. Asta e. Da, când câștiga chineză, e și... Da. Bun, ia să vedem ce alt jucător ne mai găsește, că nu este absolut nicio problemă. Ia, să vedem. Bă, da, mă lași! Tot timpul vrea să-i dau notă. Nu mai pot să joc jocul că trebuie să-i dau lui notă. Lasă-mă să joc, ok. Ăsta se pare că este un corean. Jucăm acum cu un corean, ia să vedem. Mă atacă. Mă simt atacată. A pus și el ca să atace. Să sperăm că voi reuși la timp. Distrugeți uraganul! N-au reușit să distrugă uraganul. M-au atacat și au luat cam tot. N-am apucat să fac mare lucru. Ok. Ia să vedem în partea cealaltă unde am rămas. Să facem așa o combinație. Sumia! Lebăduța versus Sumia. Ia să vedem. Atacăm pe Sumia. Uite așa, hop, hop. Au venit și pe partea asta să atace, ia uite-i. Și au reușit. Sumia mă atacă, Sumia mă atacă și da, a reușit să mă distrugă Sumia. Să vedem aici prima parte, ce mai avem de făcut. Hai să atacăm. Hop, unde te crezi, mă? Unde te crezi? Distruge, distruge-l. Așa, distruge. Ah, ia uite că ce armată a tăbărât pe mine, că a văzut că atac. Uite, dă cu fleșuri albastre în mine. Ha! Mă nu da cu fleșuri albastre. Hop! Distruge! Opa, a venit să atace. Oh, și a reușit.
A reușit să-l atace? Mă simt amenințată de ambele părți. Hai să vedem că el deja a reușit să-mi distrugă mie un turn. Eu nu am reușit să-i distrug. Mai mult m-am apărat. Cred că s-a auzit o sonerie sau ceva. Dar are cine să deschidă la ușă, nu este nicio problemă. Dacă s-a auzit soneria. Ia să vedem. Reușim să atacăm un pic și să și distrugem. Distruge pe cel mare, dacă auziți un pic de gălăgie, dar imediat voi încheia ca să nu auziți. Am reușit și eu să distrug un turn. Bătălie crâncen aici și am reușit să-l bat. Ce bine! Este foarte bine. Și pe acest fundal frumos o să închei acest joculeț. Bine că nu ați auzit prea multă gălăgie. Se pare că a fost un vecin. Mulțumesc pentru vizionare și nu uita să mai recomandați și a colegilor voștri de la școală, canalele noastre YouTube, Oana și Daniel Dănescu și Motănelul și Puiuletele. Pa, pa!